Bun găsit pe la Făgașul TV, de sunt Dan Ciocuiu. Suntem în plin post al Paștului, așa cum tot creștinul ține, știe și îl ține, sperăm, așa este bine, așa este frumos, așa e creștinește. Și în această emisiune vom discuta despre sărbătorile pe care creștinul ortodox le prăznuiește în acest post al Paștelui. Bineînțeles, facem acest lucru cu cine altcineva, ca în fiecare lună, cu părintele Alexandru Niță de la Mănăstirea Constantin Mângovean de la Sâmbătă de Sus, care îi spun bun venit în emisiune. Bine, v-am găsit! Ca de obicei, părinte, ideea va aparține despre sărbătorile din acest post până la postul Paștelui și ca să nu monopolizez discuția, că niciodată n-am cum să monopolizez discuția cu dumneavoastră, vă rog să le enunțați întâi, după care să ne povestiți despre semnificația fiecareia. Cu bucurie! Iată cum discuția balansează tot spre sărbătoare. Uh-huh. Un pic mai special. Da. Deși sărbătoarea mare este postul în sine, uh-huh. Dar cele 6 săptămâni la care se adaugă a 7-a săptămână, a săptămâna mare, săptămâna patimilor, sunt cumva îndulcite de rânduiala bisericii și a lui Dumnezeu de două bucurii, respectiv Maica Domnului a fost binevestită de către Arhanghelul Gavril că va purta în pântece fiu fără o apropiere bărbătească de la Duhul Sfânt. Deci buna vestire. Asta este o sărbătoare care va fi în timpul postului, după care va urma o altă sărbătoare, anume intrarea lui Dumnezeu Iisus Hristos în Ierusalim, la Rusalii, cu o săptămână înainte de patimile sale. Dar aceste două mici pauze, mici respirații cu bucurie făcute, sunt acoperite în întregime de bucuria continuă a postului. Pentru că pe această latură a existenței noastre spirituale, ortodoxe și creștine, trebuie să ne concentrăm și să facem o distinție între postul de bucate și postul de păcate. Bucatele la care trebuie să renunțăm, știm bine, carnea, lactatele și ouăle. Și pentru cei care doresc să aibă și o explicație mai științifică asupra acestor interdicții, e bine să știm că postul de carne are multe semnificații și multe rădăcini. În primul rând, Domnul nostru Iisus Hristos nu a mâncat carne niciodată, ci doar pește. Și apostolii, la fel, înainte au fost cum au fost toată lumea. Deci, asta este una. Ce este așa de grav cu carnea? Ei bine, trecând peste secolele și mileniile de post, ajungem în mileniul al treilea, în secolul 21, când putem să vorbim despre carne și despre nocivitatea hranei cu carne. În primul rând, carnea animală, de porc, de vită sau de pasăre, o obținem prin sacrificarea lor. În momentul sacrificării, când vita sau animalul sau pasărea este sacrificată, are o suferință îngrozitoare. Pentru că știm cum se taie porcul, cum se taie pasărea, cum se taie vita. E, această suferință declanșează în sistemul sanguin al animalului sau al păsării un influx extraordinar de substanțe care se cheamă catecolamine. Și aceste catecolamine sunt otrăvuri, sunt toxine. Și dintre catecolamine, adrenalina este cea mai otrăvitoare și cea mai
dăunătoare pentru cei care urmează să consume carne. Sunt lucruri dovedite științific. Din această cauză există în lume animale care sunt sacrificate în timpul somnului pentru a nu fi contaminate de catecolamine și în special de adrenalină, care sunt otrăvuri. Asta este un aspect. Al doilea aspect este acela al industriei cărnii. Animalele sunt acum pompate cu steroizi ca să se îngrașe și să aibă o masă musculară maximă în timp minim. Și steroizii sunt substanțe chimice care sunt folosite și în sport, în atletism, pentru dezvoltarea masei musculare. Și au fost sportivi care au fost scoși afară din sport pentru că au fost depistați cu steroizi. Și aceste otrăvuri sunt inoculate în carnea vitelor și a porcilor și sunt consumate de cei care mănâncă atât de multă carne. Și încă un lucru, în cirezile mari, în fermele mari de vite, când apare o boală care contaminează toată turma, mor sute sau mii de capete de vite. Și atunci, ca să se preîntâmpine o asemenea situație, preventiv se pune în hrana cirezilor de vite saci întregi de penicilină și de antibiotice ca să prevină infestarea cu vreo epidemie. Acele cantități enorme sunt preluate de consumatorii de carne care devin la un moment dat imuni la antibiotice. Se îmbolnăvesc, iau antibiotice și nu au niciun efect. De ce? Pentru că ei sunt plini de antibioticile din cărnurile care sunt. Și al patrulea motiv, cărnurile, iată, a fost scandalul ăsta zilele trecute, da, cu carnea contaminată, adusă veche, învechită și reambalată și pusă pe rafturile în România. Iată câte lucruri se întâmplă. Și ca să se evite o asemenea situație, cărnurile care sunt pe rafturi sunt stropite cu sulfat și cu sulfiți care să dea acea culoare roșiatică care să apară a fi a prospețimii. Și acelea sunt alte otrăvuri. Am spus câteva lucruri. Bineînțeles că există animalul de curte la țară care e crescut în alte condiții, dar asta este cu totul altceva. Și dincolo de lucrul acesta apare postul de păcate, postul sufletesc, pe care trebuie să-l ținem cu luarea în minte și cu mai mare grijă decât postul de bucate. Degeaba ținem postul de bucate dacă nu ținem postul de păcate și păcătuim. Și în timpul postului mare sunt rânduite în cartea de rugăciune rugăciuni speciale pentru post. Sunt două rugăciuni, dar cea mai importantă rugăciune este rugăciunea Sfântului Efrem Siru, care se citește la mănăstiri, dar care trebuie citită de fiecare enoriaș, de fiecare credincios. De ce? Pentru că ea este în cartea de rugăciuni. Și e o rugăciune foarte simplă și foarte frumoasă și foarte puternică, cu trei fraze. Doamne și Stăpânul vieții mele, Duhul trândăviei, al grijii de multe, a iubirii de stăpânire și al grăirii în deșert, nu mi-l da mie. Iar Duhul curăției, a gândului smerit, al răbdării și al dragostei, dăruiește-mi mie slugii tale. Așa, Doamne împărate, dăruiește-mi să învăț păcatele mele și să nu o sândesc pe aproapele meu, că binecuvântat ești în vecii vecilor. Amin.
Această rugăciune trebuie citită de fiecare dintre noi, de fiecare creștin ortodox care dorește să se apropie de Dumnezeu cu bucurie și cu sufletul deschis. Pentru că noi suntem ființe alcătuite din trup și din suflet. Sufletul e viața noastră duhovnicească. Sufletul este suflarea lui Dumnezeu în trupul nostru. Cum se spune în facere, în Geneză, că Dumnezeu l-a făcut pe Adam din lut și a suflat din suflarea lui dumnezească suflet. Și revenind la această rugăciune a Sfântului Efrem Siru: Doamne și Stăpânul vieții mele, Duhul trândăviei, al grijii de multe, al iubirii de stăpânire și al grăirii în deșert, nu mi-l da mie. Să le luăm pe rând. Duhul trândăviei. Nu este vorba neapărat numai de trândăvia la muncă și lena la muncă. Și ăsta e un păcat mare. Sigur că da. Este vorba de trândăvia duhovnicească. Trândăvia de a merge la biserică cu regularitate, trândăvia de a fi participant activ cu sufletul și cu ființa la obștea bisericii și a parohiei unde suntem, unde părinții, preoții și toată comunitatea e prezentă și unde e Duhul lui Dumnezeu. Dacă nu ne ducem acolo, suntem trândavi. Deci trândăvia se referă la aceasta, la activitatea noastră. După aceea trândăvia la rugăciune. Să spunem o rugăciune dimineața, să spunem o rugăciune înainte și după fiecare masă, să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru darul sare, să spunem o rugăciune seara, înainte de culcare, să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru toate cele din ziua aceea și pentru cele viitoare. Asta este trândăvia. După aceea, Doamne și Stăpânul vieții mele, Duhul trândăviei, al grijii de multe. Grija de multe. Ce înseamnă asta? O risipire a minții că nu ai aia, că nu e cealaltă, că nu sunt bani pentru chitanțe, pentru facturi și câte și mai câte și mai câte. Pe când Dumnezeu, Domnul nostru Iisus Hristos, ne-a spus în Evanghelie: nu te îngriji de ziua de mâine, pentru că ziua asta are greutățile ei. Pentru că Dumnezeu, care-i Tatăl Ceresc, știe de ce ai nevoie. Îți cunoaște numărul de fire din cap. Îți știe numele înainte de a se fi făcut lumea. Lasă-te în grijă al Dumnezeu și grijile tale pune-le pe umerii lui Dumnezeu și Dumnezeu și îngerii lui se va îngriji de tine. Această atitudine să trebuie să o avem. Să nu ne risipim, să ne îngrijorăm, să fim nemulțumiți. Ce o să se întâmple? Cum se va vindeca? Cum o să fie cu una, cu alta? Nu. Să-i spun: Doamne, eu sunt al Tău, ai grijă de mine. După aceea, Duhul stăpânirii. Ce înseamnă asta? Înseamnă mândrie, înseamnă să stăpânești averi mai multe decât îți sunt necesare vieții tale, să fii stăpân peste oameni, peste fabrici, peste întreprinderi. Dar stăpânirea aceasta duce către ce? Către lăcomie și către mândrie. Stăpânirea, uite, vedem acum, sunt atâția stăpânitori în guvern, în senat și pe unde sunt. Sărmanii de ei sunt toți atrași de acest miraj al stăpânirii și au făcut atâtea rele, au făcut atâtea lucruri necuvenite ca să se îmbogățească, ca să aibă avuții și să fie stăpâni. Și acum, iată-i cum sunt, unul după altul sunt pedepsiți de legile țării și în loc să fie acolo pe tronurile lor înalte, sunt în celulă la pușcărie și vor veni și alții. Deci acesta este Duhul al stăpânirii de care să ne ferim. Și încă un Duh, Duhul
grăirii în deșert. Ce înseamnă Duhul grăirii în deșert? Să nu vorbim de șertăciuni, să nu vorbim nimicuri, să nu înjurăm, să nu comentăm, să nu bârfim, să nu pălăvrăgim, pentru că pălăvrăgeala, asta înseamnă deșertăciune. Pălăvrăgeala înseamnă pierdere de timp, înseamnă judecata a celorlalți, că ăla a făcut așa, ăla a zis așa, că ăla trebuia să facă așa. Asta este pălăvrăgeala și un păcat. De ce? Pentru că Dumnezeu a zis, nu judeca pe aproapele tău ca să nu fii judecat tu. Și El a zis, judecata toată a mea este, adică a Lui, a Lui Dumnezeu. Pălăvrăgeala întotdeauna aduce la bârfă. Că l-a făcut așa, celălalt așa, bârfa aceasta este plină și de neadevăruri și de minciuni și anulează porunca cea mai importantă pe care ne-a dat-o Dumnezeu nouă, anume porunca iubirii. În loc să ne iubim aproapele, ca pe noi înșine, cum ne-a poruncit Dumnezeu, îl bârfim, îl judecăm, cârtim și spunem lucruri necuvenite, minciuni, le luăm, le transmitem și așa mai departe. Și atunci Sfântul Apostol Pavel a zis, dacă toate le ai, dacă ai rugăciune, dacă ai post, dacă ai toate lucrurile bune și iubire nu ai, nimic nu ai. Și atunci noi să renunțăm la grăirea în deșert, la părăvrăgeală, pentru că anulează porunca iubirii. Vedem lucruri grave, lucruri grave. S-a dus un creștin la părintele Cleopa și l-a întrebat, părinte Cleopa, dar preoții ăștia cum sunt? Uite, beau, să-mi bată, fac lucruri urâte. Și părintele Cleopa ce a zis? Dacă vezi un preot beat, căzut în șanț, du-te și sărută-i mâna. Pentru că cu acea mână, preotul botează, preotul binecuvintează, preotul împărtășește și săvârșește toate tainele bisericii pe Sfântul Altar. Preotul este om, este și el om, dar toți suntem oameni și să ne iubim așa cum suntem, pentru că dacă noi judecăm un om și dacă vorbim despre el urât, chiar dacă el a greșit, nu îl ajutăm să se îndrepte. Dimpotrivă, el o să fie și mai rău și o să aibă asupra noastră ură și împotrivire. Dar dacă spunem, cum a spus Mântuitorul, iartă-l, Doamne, că nu știe ce face. Dumnezeu are grijă de el și are grijă și de tine și sufletul tău care spune, iartă-l, Doamne, că nu știe ce face, se liniștește, este în pace și ajunge și în bucurie și Dumnezeu, până la urmă, îl iartă și acel om se îndreaptă. Iată ce câștig mare apare din această stare pe care noi trebuie să o avem ca post în suflet și în faptele noastre duhovnicești. Și după aceea a doua parte a rugăciunii, Duhul curăției. Curăția tocmai din asta derivă, să nu bârfim, să nu ne mândrim, să nu înjurăm, să nu facem, să nu furăm, să fim curați cu sufletul, cu mintea, cu fapta. Deci e un duh al curăției. După aceea vine duhul gândului smerit. Să fim smeriți. Când Mântuitorul a spus să fiți smerit cum eu am fost smerit. Ce înseamnă smerenie? Smerenia înseamnă o stare de micșorare a egoului. Egoul este cel care te împăunează ca pe un păun. Eu sunt mare, sunt grozav, fac și drept. Nu. Eu sunt, cum spunea Sfântul Apostol Pavel, cel mai mare păcătos. El spunea despre el, se numea cel mai mare păcătos.
să ne smerim, pentru că în smerenie avem liniște. În mândrie și în făloșenie avem duhul mândriei care l-a zvârlit pe Lucifer din ceruri, care s-a mândrit și a vrut să-și pună el tronul mai sus decât al Tatălui Ceresc. Și toți care sunt acum, sunt clasamente, cu oameni bogați, cu parada vedetelor, cu câte și mai câte, toate astea vin din slava deșartă. Și atunci noi trebuie să confruntăm această slavă deșartă, pentru că câți oameni n-au fost slăviți, câte urale n-au fost pe vremea lui Ceaușescu, cât, ce s-a întâmplat cu ei? S-au dus. Nu mai există acum, nu mai știe nimeni de ei. Pe când oamenii care s-au smerit, iată, Sfinții Brâncoveni, s-au smerit până la moarte. Și acum, după 300 de ani, sunt iarăși aduși cu bucurie de biserică și de tot neamul nostru ca martiri ai neamului care cu sângele lor au acoperit păcatele unui popor întreg timp de 300 de ani. Stau dovadă ctitoriile lor la Hurezul, la noi, la mănăstire, la Sâmbăta de Sus, aici în Făgăraș și în câte și în câte locuri. De ce? Pentru că ei s-au smerit. Li s-a propus, renunțați la creștinismul și la credința voastră și veniți la Mahomet și atunci o să fiți mari. Nu, lăsați-ne așa. Mateiaș, care era mezinul domnitorului Brâncoveanu, când și-a văzut frații decapitați, sângele pe jos, s-a cutremurat și a vrut să se ducă și tatăl lui a zis: toate le-am pierdut, sufletele să nu le pierdem. Pentru că sufletele sunt veșnice și sufletele sunt cele care ne duc în ceruri la Dumnezeu. Și atunci, iată gândul smerit, iată bucuria pe care o are liniștea și simplitatea fiecărui om. Pentru că în sufletul smerit, în mintea smerită, Dumnezeu se pogoară cu duhurile și cu îngerii lui care îl ajută să înțeleagă, să vadă și să trăiască în curățenie, în simplitate, dar în bucurie. Pentru că nimeni nu pleacă din lumea aceasta decât cu câștigul din suflet și din faptele cele bune. Și după aceea vine duhul răbdării. Sunt oamenii, mai ales tinerii, vreau acum, vreau carnet de conducere, vreau mașină, vreau bicicletă, vreau... Nu, răbdare. Părintele Clopa, cine l-a auzit, când se ducea cineva la el și îi spunea: părinte, s-a întâmplat și asta și asta, mă rog la Dumnezeu și ce trebuie să fac? Răbdare și încă o dată, de 10 ori și încă de 10 ori, răbdare. Pentru că răbdarea este o încercare la care suntem supuși. Dorim un lucru, știm că îl putem avea, dar vrem să-l avem acum. Nu se poate acum. Acum nu ai atâția bani să-ți iei mașină. Acum nu ai atâția bani să-ți cumperi casă. Și atunci vine vicleanul și spune: a, vrei mașină? Vrei casă? Îți dau un împrumut. Vino la bancă și îți dau un împrumut, dai și tu o dobândă acolo și ai acum mașina. De ce să mai aștepți 5 ani sau 10 ani? Și omul fără răbdare cade în păcat, ia împrumutul și vede că acolo în contractul ăla erau niște chichițe care după un an sau după 6 luni îi mărește rata lunară decât o știa el și o calculează și nu mai poate să plătească. Se vede cu mașina, merge cu ea o lună, două și după aia n-are ce să plătească, pierde și mașina și toți banii pe care i-a dat. Cum e vorba aceea, diavolul este în amănunte, e scris în amănunte, cu litere mici. Așa este, da. Așa este. Deci iată de ce trebuie să avem răbdare, ca să vină toate la vremea lor, toate la vremea lor și dacă noi avem răbdare și ne rugăm la Dumnezeu: Doamne, facă-se voia Ta, să nu fie voia mea, cum El însuși a spus.
Doamne, paharul ăsta pe care să-l înghit amar, dacă se poate să fie trecut, dar să nu fie voia mea, să fie voia ta. Asta a spus-o Hristos înainte de a fi răstignit. La fel și noi să spunem. Doamne, să nu fie voia mea, să fie voia ta. Când vei socoti tu, dacă e bine pentru mine, pentru viața mea, pentru sufletul meu, pentru mântuirea mea, da, dar dacă nu e bine, să nu fie. Și atunci, noi dacă ne zmerim, Dumnezeu ne ajută și dacă avem răbdare, că zmerenia este alăturată răbdării, atunci lucrurile se schimbă în mod minunat. Și a rămas al Duhul răbdării și al dragostei. Iată asta, la urmă este Duhul dragostei. Și observăm că toate acestea sunt duhuri. Deci, primele patru sunt duhuri rele, următoarele patru sunt duhuri bune. Ce este duhul? Duhurile sunt îngeri. Duhurile sunt lucrări ale lui Dumnezeu. Duhurile pot fi duhurile rele ale vicleanului. Avem o explicație foarte frumoasă a Duhului Sfânt în rugăciunea începătoare. Împărate ceresc, mângâietorule, Duhul adevărului care pretutindeni ești și toate le împlinești, vistierul bunătăților și dătătorule de bine, vino și te sălășluiește între noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Auziți? Împărate ceresc, mângâietorule, Duhul adevărului. Noi către asta trebuie să mergem. Către Duhul adevărului care vine de la Împăratul ceresc, care este mângâietor. Toate lucrurile astea sunt atât de frumos așezate în Sfânta Biserică, în Sfintele Cărți, în Sfintele Taine, în mâna și în sufletul preoților și a ierarhilor care conduc biserica noastră pe calea mântuirii și sunt și în aceste cărți de rugăciune. Iată aici o carte de rugăciune cu La vreme de nevoi, toată cartea aceasta, și Îndrumător de spovedanie. Și este o carte foarte frumoasă care a fost tipărită unde? Aici, în Făgăraș, la editura Agaton. Și aici găsești toate rugăciunile la orice nevoie și Îndrumătorul de spovedanie. Pentru că noi, dacă nu ne spovedim păcatele și dacă nu știm să le clasificăm din rânduiala bisericii, putem să avem intenții bune, dar nu putem să facem nimic pentru că nu avem cunoștința, nu știm cum să le rezolvăm. În această carte sunt toate. Și mai presus de toate, duhovnicul nostru de la biserică. Părintele duhovnic din parohia noastră este Îndrumătorul nostru. Și el ne cunoaște și viața, și familia, și trecutul, și la dânsul să mergem acum în postul mare, cât de des putem să ne spovedim, să ne curățăm mintea și sufletul de păcate, de întrebări, de câte și mai câte, și atunci Părintele Duhovnic, cu harul pe care îl are de la Dumnezeu de a dezlega păcatele, ne dezleagă de păcate. Închipuiți-vă că stați nespălați 2 luni, 1 an, fără haine curate și fără spălat. Ce se întâmplă? Ce se întâmplă? E un lucru pe care nu ni-l putem imagina. Asta se întâmplă cu sufletul. Dacă noi nu ne spălăm sufletul, dacă nu avem grijă de mintea și de viața noastră duhovnicească, suntem într-o mare suferință. Și atunci postul trebuie încununat cu spovedanie și cu un canon, dacă e nevoie. Canonul înseamnă să ai o perioadă de 1 săptămână, 2 sau 3, în funcție de păcat, în care să citești mai multe rugăciuni, în care să faci lucrurile pe care duhovnicul le
stabilește și la sfârșit să primești în curăție și în cinste și în bucurie trupul și sângele Mântuitorului nostru Iisus Hristos din Sfântul Potir la taina Sfintei Împărtășanii. Părinte, vă mulțumesc foarte mult pentru ceea ce a spus astăzi. A fost foarte interesant și instructiv să vedem toate semnificațiile adânci ale acestei rugăciuni, câtă înțelepciune este spusă doar în câteva cuvinte. Este un lucru foarte important pentru mulți dintre noi care poate spune mecanic o rugăciune, nu știm toate înțelesurile ascunse care sunt acolo și care n-au fost revelate dumneavoastră în ceea ce ne-ați spus. Pentru cei spun care au bune intenții, dar poate nu știu exact ce să spună, când să spună și cum să facă. Vă mulțumesc încă o dată pentru prezența în emisiune, pentru prezența sa luminoasă ca de obicei. Vă urez toate cele bune, sănătate și să ne vedem cu bine la emisiunea viitoare, care va fi în luna aprilie, încă în postul Paștelui. Preconizăm înainte de Săptămâna Patimilor. Vă urez sănătate, vă urez numai bine și Doamne ajută! Mulțumim! Slavă lui Dumnezeu pentru toate! Aceasta a fost emisiunea noastră pe care o puteți să urmăriți pe internet. www.tvfăgăraș.ro este site-ul. A fost Făgărașul TV de Sână. Dan Ciucuiu, la bună vedere!